După ce că iei un căcat de bani, mai te oprești și pe ăștia. Nu știu, v-am spus, dacă aia m-am scârbit, deci înțelegeți că dacă faci ceva, plec. Nu mai mă uit nici în stânga, nici în jos. Fiecare simte liber să facem ceva. Și ai lucrat din dreptul. Normal, doar nu. Dar eu v-am spus cum o să stea lucrul. Pentru că nu mai pot, nu. E bani puțin, e... Bani în dreacu, te duci pe un camion, știi? Că aia și ea... Mă... Meseria asta voastră e. Este... Și dacă nu te duci acum, cât mai pot? Când dreacu te duci? La 60 de ani? Câte pleci mai devreme, cât stai mai mult, doar cu pilă te angajează, cu pilă, pilă? Păi nu, că nu mai mă duc la... Consiliul la dragi. Nu mai la dragi. Ce? Ai vrea tu la consiliul? Hai, mă. Cătălinul l-ar fi la grația asta în politică. Ia însă. Ia însă. Aaa, și de ce nu l-a luat? N-a vrut. Cătălin. N-a vrut Cătălin, nu că n-a vrut ea. Ea a stat de capul lui mai jumate. Ai, i-a spus doar în pușcărie nu mai era. Că în rest e... Nu, adică nu cum să vă spun... Nu știi ce prieten era gradiata da. Cu Cătălin? Ce nu mă, aia trebuia să stai după curuiță. Evelina i-a spus clar, te-ai dus în politică, acolo rămâi. Aia nu e viață de familie, da. Nu e nimic. Trebuie să-i te trimea taia să du-te la spălătorie, du-te la dreacă, du-te și iară... Bine, și Cătălin era și ăla care era... Ce să duc? El care și dacă se mudărește pe mine un pic, știi, dacă... Nu. Da, ce meserie are Cătălin și ce... Nu era... Bine, era o afacere pentru ăștia care le place, da, adică... Nu. Dar dacă ai avantaje materiale, te înveți. Te înveți, stai, aștepți, te duci. Vă spun eu, mă învățasem. Deci, te înveți, te aia, dar să ai, aia, știai că ei, bă, iau acolo. Salariu atât. De când am plecat eu, deci aveam cu 5 milioane mai mult salariu aici. Deci pentru asta am plecat. Plus bonurile de masă. Da, mă. Mi-am prăjit 7 ani, că... Asta m-am dus, parcă v-am mai povesti, am stat nițel la un centru de stat pe bulevard și am zis, băi, eu nu mai stau aici, al dracu dacă termin, dacă mai stau aici. Și m-a luat dreptul acolo, la aia, în fine, m-am învățat și acolo un nițel și am spus și bă, ăla, dacă nu-mi dai salariul de merit, nu mai stau. Mi-a dat și salariul de merit, salariul de merit era 20 sau 30% peste... De-aia... Și, da. Plus, asta că am avut noroc numai de oameni buni. Adică nu ca să zică, băi, eu... Că n-aveam copii, nu am nici...
lucram pe BCT-ul.